Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. O emisiune despre misiune, despre misiunea lui Dumnezeu care și-a trimis Fiul în lume ca să răscumpere oameni pentru slava sa glorioasă. O emisiune despre lucrarea misionarilor români care, de dragul lui Hristos, au plecat să ducă vestea bună celor pierduți din lumea întreagă. Dar misiunea transculturală nu înseamnă doar trimiterea de misionari, înseamnă și mobilizarea bisericilor pentru misiune. Așa că noi organizăm în fiecare an o conferință de misiune. Noi considerăm că aceste conferințe sunt cele mai bune instrumente pentru a mobiliza bisericile și păstorii în vederea secerișului. În continuare, aș vrea să urmărim împreună unul dintre invitații pe care i-am avut în cadrul conferinței de misiune, pe pastorul Nelu Moldovan, păstor în Alești, dar de asemenea și președintele Comitetului de Referință al Agenției Pentecostale de Misiune Externe, susținând seminarul Rolul păstorului în mobilizarea, trimiterea și susținerea misionarilor români. Bisericile pe care el le păstorește, Biserica din Alești, Biserica Speranța din Oradea, sunt biserici deplin implicate în trimiterea și susținerea misionarilor. Și prin mesaj, dar și prin exemplu personal, noi ne dorim ca mulți păstori să fie atinși cu Cuvântul lui Dumnezeu și să se implice în misiunea transculturală. Vă doresc mai departe vizionare plăcută. Dragii mei, mă încearcă sentimente contrare. Mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani de zile, un caricaturist danez a făcut o caricatură despre profetul Mahomed. Și atunci toată lumea islamică s-a inflamat. Am trăit așa o dezamăgire gândindu-mă că de atâtea ori lucrarea lui Dumnezeu, Domnul Iisus, este luată în râs și în zeflemea și creștinii stau pasivi. Astăzi, după ce l-am ascultat pe fratele Mica și fratele Mica spunea că i-a fost greu să vorbească după fratele Mundi și după ceilalți frați, și eu m-am gândit că după cât el de carismatic vin să vorbesc eu, nu este lucru simplu, dar m-am gândit că mi-am adus aminte de o istorioară cunoscută așa în sânul bisericilor cu povestea celor doi copii care erau la școală și se certau pentru că pe bancă era scrisă o cifră. Unul spunea că este cifra 6 și celălalt spunea că e cifra 9. Și învățătoarea rezolva problema spunându-le, treceți de aceeași parte. Cred că este vremea să trecem de aceeași parte și în privința refugiaților, cred că trebuie să vedem așa cum vede Dumnezeu. Și zic, Domnul să ne ajute. Pentru că de la prima sesiune și până la ultima sesiune, fiecare vorbitor a făcut referire la valul acesta mare de emigranți. Eu pentru întâlnirea de astăzi mi-am propus scurt 4 lucruri. Primul, mi-am propus să vă spun ceva despre felul în care am avut eu tangență cu misiunea, câteva repere din viața mea de slujitor în relația cu misiunea și în mod special cu misiunea externă. Cel de-al doilea lucru este legat de tema care mi-a fost dată și anume rolul păstorului în trimiterea misionarilor și aș vrea să vă spun câteva lucruri referindu-mă la un cuvânt din Scriptură unde cred că este liber și este nevoie de mulți oameni care să se implice. Apoi cel de-al treilea, ceva despre susținerea slujitorilor și în final aș vrea să conclud cu o inițiativă. Ne adunăm, e frumos, cred că fiecare întâlnire de genul acesta, la fiecare romiscon, mergem din locul acesta motivați. Motivați pentru lucrare, motivați pentru misiune. Și aș vrea să vă fac o propunere concretă, care este un lucru simplu și vă spun și eu, cum spunea altădată un om al lui Dumnezeu, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu. Eu o să vă cer un lucru foarte ușor și la frații slujitori și la toți cei care sunteți prezenți în locul acesta. Deci, primul aspect care aș vrea să-l aduc în fața dumneavoastră este legat de relația mea cu misiunea externă. Pentru prima dată mi-a atras atenția lucrarea de misiune externă momentul în care fratele Cameron Wilson a
prezentat sau am fost participant la cursul de păstori ai României. Acolo, mi-aduc aminte, era o statistică cu țări din Europa și nu numai, și prezenta raportat la numărul de credincioși câți misionari sunt trimiși. Și la un moment dat se făcea referire la România, care avea deja, era după Revoluție, avea peste 1000 de biserici și România nu avea misionari. Și lucrul acesta mi-a atras atenția. Apoi, fratele Cameron Wilson avea o vorbă. El folosea expresia aceasta, am un vis. El a avut, de fapt, mai multe visuri. A avut visul de a pregăti păstori și a ajuta oameni să se implice în lucrarea din biserică. Dar a avut și visul de a se forma și a fi în țara noastră, în cadrul Mișcării Pentecostale, o agenție pentecostală de misiune. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, lucrul acesta s-a realizat. Și mi-aduc aminte de lucrul acesta când el spunea despre viziunea aceasta pe care o are, de visul acesta care are. Apoi, în anul 1999, am întâlnit o familie de misionari. Eu păstoresc de 25 de ani biserica din Alești. Și în lucrarea acestei biserici am colaborat cu o biserică din Suedia, dintr-un orășel aproximativ de aceeași mărime cu Aleșdu, din orașul Vimmerby. În 1999 am fost invitați acolo la biserică, am fost împreună cu soția și am fost găzduiți timp de 2 săptămâni într-o familie de misionari, soț-soție. Tord și Tele, cred că vă mai aduceți aminte, au fost la întâlnirile noastre, la 1 sau 2 întâlniri Romiscon și au fost și la Agigea, la școala unde se pregătesc misionari, la CRST. Ei au fost misionari amândoi, fratele Tord a fost misionar în Congo, sora Tere, care este din Finlanda, a fost misionară în Etiopia și s-au căsătorit destul de târziu. Mi-aduc aminte, eram odată la micul dejun și ne-au povestit cum s-au căsătorit ei. Spunea sora Tele, ea este o bună vorbitoare, spunea că a fost invitată în Finlanda la o conferință cu păstori, evangheliști și misionari, aproximativ 1000 de participanți, și a avut ca și temă greutățile femeii misionari singure. Noi avem, cred că, mai multe surori implicate în lucrare. Și spunea ea, în fața acelei audiențe de aproximativ 1000 de participanți, am prezentat ce greutăți are o femeie misionar singură. Iar ca și concluzie și ca rezolvare la aceste greutăți, am anunțat acolo public pentru prima dată, aveam 59 de ani, zice, soluția pentru toate greutățile și pentru toate problemele este să te căsătorești. Și vă anunț public că mă căsătoresc. Spunea că toată audiența s-a ridicat în picioare și a început să aplaude momentul acela. Dar pe mine m-a marcat cele 2 săptămâni când am stat în familia aceasta de misionari. Au fost la noi în familie, avem o relație cu ei, sunt niște oameni deosebiți. Apoi, în anul 2006, la nivelul Comitetului Executiv, mi-a fost încredințat Departamentul de Evangelizare și Misiune. În 1998, când am ajuns președinte de comunitate, când am ajuns prima dată în biroul comunității de Oradea, mi-am pus o întrebare, ce trebuie să fac în biroul acesta? Și un frate mai în vârstă mi-a spus, zice, fiecare zi o să te învețe ce să faci. Când am ajuns în fie încredințat Departamentul de Evangelizare și Misiune, m-am gândit oare ce trebuie să fac. Și am mai spus lucrul acesta, am luat legătura cu tot ceea ce am știut eu, lucrare de misiune în rândul bisericilor pentecostale. Și am luat legătura și cu Agenția Pentecostală de Misiune. Impresia mea de atunci, și mi-o păstrez până astăzi, este că a fost și este cea mai bine organizată lucrare de misiune în cadrul bisericilor pentecostale din România. Lucrul acesta l-am prezentat în fața executivului, în fața Consiliului Bisericesc și astăzi sunt aici și inima mea, și o spun cu smerenie, vă spun, eu sunt aici să celebrez căsătoria aceasta dintre Agenția Pentecostală de Misiune și Cultul Pentecostal din România. Mulțumesc! Vreau să-i mulțumesc fratelui președinte, fratelui Moise Ardelean, care a împărtășit punctul acesta de vedere și vreau să le mulțumesc și colegilor din Comitetul Executiv. Când Mircea spunea ieri că suntem majoritatea Comitetului Executiv, atunci am făcut și eu socoteală și am spus putem să votăm orice, că suntem aici tot,
majoritatea comitetului executiv. Dar este o bucurie și este un succes. La întâlnirile anterioare, când aveam momentul acela de discuții, mi s-a pus de mai multe ori întrebarea: de ce nu se duce odată la final toată lucrarea aceasta? Și poate vă mai aduceți aminte, eu foloseam o expresie și am spus: suntem încă în perioada de logodnă. Și cineva mi-a spus: cam lungă logodnă asta. Vreau să vă spun, ne-am căsătorit. Cultul pentecostal din România s-a căsătorit cu Agenția Pentecostală de Misiune și eu slăvesc pe Domnul pentru lucrul acesta. Și mai am un singur lucru să vă spun, este o întâmplare cunoscută, dar eu am fost prezent atunci. Eram împreună cu fratele Tipei la o conferință în Germania, când fratele Tipei a fost prezentat ca și vorbitor, și acum m-a prezentat pe mine Vasilică, și fratele Tipei a fost anunțat în felul următor: ce, și acum o să vorbească președintele uriașului care doarme. Și se vorbea despre mișcarea pentecostală din România, care este o mișcare pentecostală mare, cu multe biserici, și care nu are misionari. Ne-am edificat și noi atunci, nu nici fratele Tipei, nici eu și nici cei care mai erau acolo dintre români la conferința respectivă, n-a fost confortabil să auzim expresia aceasta, dar fratele Tipei a spus-o în mai multe rânduri referitor la lucrarea de misiune, felul în care a fost prezentat atunci la conferința respectivă. Vreau să vă spun că uriașul s-a trezit. Astăzi, prin harul lui Dumnezeu, așa cum știți, avem 59 de misionari și în pregătire 25 de misionari. Și noi spunem: slăvit să fie Domnul! Avem aproximativ 300 de biserici care susțin lucrarea de misiune și 150 de biserici care susțin regulat lucrarea de misiune. Și am terminat cu primul punct și mă duc la cel de-al doilea punct. Dragii mei, cred că rolul păstorului în trimiterea misionarilor este deosebit de important. De aceea am ales câteva versete din Scriptură și le-am pus sub următorul titlu: Bursa locurilor de muncă în Împărăția lui Dumnezeu. Și am să mă refer la două locuri în care Dumnezeu ne cheamă în lucrare. Versetele sunt din Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 18 și versetul 19. Cuvântul Domnului spune așa: pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon zis și Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. El le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Mreaja trebuie aruncată pentru pescuire. Și întrebarea se pune: cine mai aruncă mreaja? Cine mai aruncă mreaja pentru pescuire? Petru și Andrei sunt cei doi ucenici care aruncau mreaja pentru pescuire. Sunt situații în care nu mai prindem nimic în mreajă. Mă gândesc la pasajul biblic din Pescuirea Minunată. Ucenicii erau obosiți, dar n-au ezitat să arunce mreaja. Au crezut cuvântul Domnului Iisus Hristos și a însemnat pentru ei mai mult decât experiența lor personală. Și cineva spunea că semnul unui pescar adevărat este: succesul te smerește, iar falimentul te motivează. Întrebarea care se pune astăzi în dreptul lucrării care o facem, și mă refer aici la lucrarea de evangelizare, de misiune, este: cine mai aruncă mreaja? În Faptele Apostolilor, Apostolul Petru aruncă mreaja în ziua de Rusalii și aproape 3.000 de suflete sunt prinse, atinse de cuvântul lui Dumnezeu, străpunși în inimă, spune Luca atunci când scrie cartea Faptele Apostolilor. Odată se întâlnesc doi frați și unul avea pe inimă lucrarea aceasta de a spune și altora despre Domnul Iisus. Și cineva îl întreabă, zice: de ce ești trist? Zice: de două săptămâni ce n-am mai aruncat mreaja, n-am mai pescuit nimic, n-am mai spus nimănui despre Domnul Iisus Hristos. Am citit din experiența unui evanghelist, unui om care avea pe inimă lucrarea aceasta de a mărturisi pe Domnul, Murray McCain, care făcea următoarea mărturisire: într-o noapte mergeam cu pancarde, cu bucăți de pânză să le afișez pentru evangelizare. A venit diavolul și mi-a spus: tu ești nebun, complet nebun. De ce nu stai acasă? De ce nu stai în biserica ta? Dar în miez de noapte, șoapta Duhului îmi da să vorbesc cu unui tânăr și am împărtășit și am spus unui tânăr despre Domnul Iisus. Au trecut ani și după 30 de ani, spunea, am auzit că vine un mare predicator. Eu eram bătrân, mărturisea acest om al lui Dumnezeu, și m-am dus la întâlnirea respectivă. Și la întâlnirea respectivă, acel mare
predicator, mare evanghelist, spunea: l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în urmă cu 30 de ani, când cineva mergea cu un braț plin de pancarde și de benere și mi-a mărturisit pe Domnul Iisus Hristos într-un miez de noapte. Și omul acesta spunea: mi-am adus aminte că acel miez de noapte eu l-am mărturisit pe Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, frați, surori, tineri, misionari, frați păstori, mreaja trebuie aruncată pentru pescuire. Trebuie să aruncăm mreaja în orice loc, începând de la casa noastră, la școală, la muncă, pe stradă. Poate zici, nu sunt omul potrivit, dar Dumnezeu lucrează interesant. Dumnezeu alege oameni pe care ne surprinde. Eu nu vă spun lucruri noi, dar sunt lucruri care sunt scrise în Scriptură. Moise a fost purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu și era un om care vorbea greu. Apoi, David a fost păstor, Ion a fost un răzvrătit, Ioan Botezător a fost un pusnic, Maria Magdalena a fost o păcătoasă, Pavel, m-a auzit mai înainte spunându-se de 2-3 ori că a fost un terorist, a fost un prigonitor al bisericii. Și pe oamenii aceștia a ales Dumnezeu. De multe ori trăim așa sentimentul, spunem, n-are rost, n-are rost. Așa câteodată când mă uit la cât de mare e lucrarea lui Dumnezeu, cât de puțin putem face noi, așa, parcă dezarmez. Sau când văd așa un fel de letargie în biserică și spunem, nu se mai întâmplă nimic. Vreau să vă spun, se întâmplă. Am trăit o experiență în urmă cu probabil mai puțin de un an de zile la noi la biserică. Mă gândeam la slujbele de peste săptămână. Mă gândeam, are rost, marți seara la rugăciune, joi seara slujbă, vin mai puțin la biserică, la noi, nu știu, la dumneavoastră poate e altfel. Și mă gândeam, are rost? Și am primit un răspuns. Într-o seară, la o slujbă de peste săptămână, a venit o persoană care n-a mai fost de 10 ani la noi la biserică. Ea avea rudenie, este chiar rudenie cu noi, ea avea rudenie la noi în biserică, avea o soră la noi în biserică. Când a fost în urmă cu 10 ani, mi-am adus aminte de momentul acela, ea nu era întarsă la Domnul. Știam că după ce a plecat de la noi, nu știam în ce jur, l-a primit pe Domnul Iisus Hristos. Și acum s-a întors în biserică și s-a înscris cu o poezie. Eu aveam așa în mintea mea, cu slujbele acestea de peste săptămână, are rost, merită. Și femeia aceasta s-a înscris cu o poezie, înainte ca să spună poezia, a depus o mărturie scurtă și a spus așa: în urmă cu 10 ani am fost aici în biserică. Aici s-a rostit o predică despre două surori, Marta și Maria. Ea avea soră la noi în biserică. Și atunci eu mi-am deschis inima, l-am primit pe Domnul Iisus Hristos. Și în seara aceasta vreau să recit poezia Două surori, Marta și Maria. Vă mărturisesc că am coborât așa în mine însumi și am zis: Doamne Dumnezeule, merită. Merită. Vreau să vă spun, lucrarea lui Dumnezeu merită să investim, merită să evangelizăm, merită să misionăm, merită să trimitem oameni, merită lucrarea lui Dumnezeu. Petru spunea: la cuvântul tău voi arunca mrejile. Rugăciunea noastră și dorința noastră și dorința mea este ceea ce a spus altădată omului Dumnezeu din vechime pentru slujitorul lui: Doamne, deschide-i ochii și fă să vadă. Să știți că oamenii lui Dumnezeu văd altceva decât văd ceilalți. Sau văd ce alții nu văd. Îmi place exemplul acela din viața lui Moody. Moody a fost un predicator care avea defect de vorbire și nu avea pregătire teologică. Dar avea un succes deosebit. După o campanie de evangelizare la Londra, câteva sute de oameni l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Și un grup de preoți anglicani s-au dus să vorbească cu Moody. Și în discuția care o aveau cu Moody, preoții aceia anglicani i-au pus următoarea întrebare și au spus: domnule Moody, cum se face că tu ai succesul care l-ai? Tu vorbești greu limba engleză, tu n-ai pregătire teologică. Spune că Moody n-a spus niciun cuvânt. Și la un moment dat, Moody s-a apropiat de geamul camerei și grupul acela de preoți s-a apropiat și ei. Și Moody a întrebat: ce vedeți? Și unul din preoți a spus: în fața camerei sau în fața casei era un părculeț. Și a spus: văd niște copii care se joacă. Un altul a spus: văd un bătrân și o bătrână care trec prin parc. Un altul a mai completat ceva. Și în timp ce fiecare spunea ce vede, Moody a început să plângă. Și atunci ei l-au întrebat: domnule Moody, ce vezi tu și nu vedem noi? Și Moody le-a răspuns: eu văd ce vede Dumnezeu. Eu văd o lume care zace în păcat. Și dacă nu se întoarce la Dumnezeu, se duce în iad.
Și eu mă rog, Doamne Dumnezeule, începând cu păstorii, evangheliști, misionari, slujitori, frați, surori, Dumnezeu să ne deschidă ochii. În dreptul nostru, în dreptul slujirii noastre, să vedem ce vede Dumnezeu. Cel de-al doilea aspect, locuri libere de muncă la dregerea mrejilor. Spune cuvântul Domnului că cei doi ucenici au aruncat mreaja pentru pescuire. În Evanghelia după Matei, în capitolul 4, versetele 21-22, spune: de acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei. Își cârpeau mrejile, el i-a chemat. Și îndată i-au lăsat corabia și pe tatăl lor și-au mers după el. Dragii mei, dacă la aruncatul mrejilor erau doi, la dregerea mrejilor sau la cârpirea mrejilor, erau trei. Și eu m-am gândit, fără pretenția că am epuizat toate situațiile, m-am gândit la câteva situații când se rupe mreaja bisericii. Adică când biserica nu mai pescuiește nimic. Și toți stăm și cârpim mreaja. Și m-am gândit că atunci când membrii bisericii se simt singuri și nu mai există părtășia aceea pe care a rânduit-o Dumnezeu, mreaja de fapt este ruptă. Am avut la una din întâlnirile Romiscon evangelizarea urbană și există tendința aceasta ca oamenii să se mute de la țară la oraș, în centrele urbane. Și cineva spunea pe drept, niciodată oamenii n-au trăit atât de aproape și totuși niciodată oamenii n-au fost așa departe unii de alții. N-ați auzit dumneavoastră frați din biserică care spun, stau pe scara blocului, nici nu-mi cunosc vecinii. Sau n-am schimbat nicio vorbă cu vecinul meu de pe scară. Atunci când membrii se simt departe unul de celălalt, mreaja este ruptă. Apoi, când faptele sunt în contradicție cu vorbele, adică spunem una și trăim alta, atunci mreaja este ruptă. Domnul Iisus în predica de pe munte spunea, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Eu ca și păstor trăiesc două sentimente contrare. Am așa un sentiment de bucurie când cineva vorbește de bine pe un membru din biserică. Îmi crește inima. Dar trăiesc și celălalt sentiment atunci când cineva pe drept și adevărat spune, uite, cu tare așa, cu tare așa, atunci aș vrea să nu știe nimeni că eu sunt păstor la biserica respectivă, să nu știe că eu sunt păstorul persoanei respective. Mreaja se rupe atunci când faptele sunt în contradicție cu vorbele, când spunem una și facem alta. Modelul nostru este Domnul Iisus Hristos. Suntem încă în atmosfera sărbătorilor plejuite de învierea Domnului Iisus Hristos. Atunci când Domnul Iisus Hristos merge alături de cei doi ucenici pe drumul Emausului. Ei nu știau că este Domnul, i-a înviat în trupul acela de slavă, stă de vorbă cu Domnul, despre Domnul și ascultați ce spun cei doi ucenici. Spun Domnului despre Domnul Iisus Hristos. Ce le-a zis el? Și au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Adică dacă vrem cuvintele noastre să aibă greutate, dacă vrem să ne ia cineva în seamă, trebuie să fie o trăire frumoasă. Pentru că altfel, când este contradicție între ceea ce trăim și ceea ce spunem, e o problemă. Mreaja este ruptă. Îmi place ce spune Pavel când îi spunea lui Timotei, îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune. Iar lui Tit îi spunea, adevărat este cuvântul acesta, vreau să spui apăsat aceste lucruri, cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Apoi, o altă situație, cea de-a treia situație în care consider eu că mreaja nu mai potrivește pentru pescuire, nu putem să pescuim. Când un mădular sufere și biserica nu simte. În Cartea Faptele Apostolului, în capitolul 12, versetele 1 la 5, când Petru era la închisoare, cam în aceeași vreme împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a pus și mâna pe Petru, erau zile praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după pași să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Adică Petru era închis și biserica se ruga. Când cineva trece prin probleme, biserica trebuie să simtă. Și ultima situație la care mă opresc este atunci când altarul rugăciunii este sfărâmat, când nu mai există pasiunea pentru rugăciune.
Unul din lucrurile care cred că a dat arii bisericii pentecostale, a adus creștere și mare binecuvântare, a fost faptul că oamenii au fost pasionați pentru rugăciune. Noi știm de întâlniri care au început și timpul de rugăciune a fost până la sfârșitul slujbei. Era pasiunea aceea pentru rugăciune. Cineva spunea că biserica de astăzi pierde două lucruri esențiale. Pierde pasiunea pentru rugăciune și pierde puterea lui Dumnezeu. Când nu mai există pasiune pentru rugăciune, atunci se rupe mriaja. Ilie spune cuvântul Domnului în Vechiul Testament că adresa altarul Domnului. Ilie a zis întregului popor, apropiați-vă de mine, tot poporul s-a apropiat de el. Și Ilie adresa altarului Domnului care fusese sfărâmat. Noi trebuie să vedem în vegherea rugăciunii și biblic ceea ce vă spun. Să vegem în vederea rugăciunii. Atunci există binecuvântarea lui Dumnezeu, atunci există succes, atunci există rezultate. Eu de multe ori le-am spus la frați că atunci când noi, la timpul de rugăciune peste săptămână, vom fi cât suntem duminica, duminica vom fi pe atâtea de mulți și raportul se va păstra. Cât suntem de mulți acum duminica față de timpul de rugăciune de peste săptămână. Trebuie să veghem în privința aceasta. Dragii mei, închei gândul acesta, uitându-ne la raportul acesta, eu am scris câteva versete din Evanghelia după Matei și v-am spus, doi aruncau mreaja, trei cârpeau mreaja. Întrebarea se pune, cine mai aruncă mreaja pentru pescuit? Pentru că cred că la cârpirea mrejilor lucrăm cu toți în biserici, adică vedem, îndemnăm la rugăciune, lucrăm la restabilirea relațiilor, ne silim și îndemnăm pe frați să avem o mărturie bună. Dar cine mai aruncă mreaja? Am citit o statistică despre o convenție mare din Statele Unite care spunea că 7.000 de biserici în timp de un an de zile n-au avut niciun rezultat. Și spun eu în contextul gândului care l-am ales, cârpeau mreaja, dar nu mai aruncau mreaja. N-au avut niciun convertit. Și făcea următoarea socoteală, spune așa, 7.000 de biserici, să nu socotim 52 de săptămâni, socotim 40 de săptămâni. Cu două slujbe, 7.000 ori 80 sunt 560.000 de predici, 560.000 de slujbe cu rezultat zero, când nu s-a aruncat mreaja. Este nevoie de oamenii care să arunce mreaja. Este nevoie de oameni și aia care să aibă pasiune pentru cei nemântuiți. Noi am construit biserici noi și am terminat cu toate dependințele. Mă refer la bisericile pe care eu le păstoresc, Aleș și Speranța Oradea. Ne-am terminat și grupurile sociale. Așa că noi putem să facem fără probleme lucrare de misiune. Mă refer la ceea ce spunea fratele Mica mai înainte. Dar mi-aduc aminte, după ce am deschis biserica Speranța Oradea, ne-am dat silința să fie frumoasă, cochetă, am investit mulți bani, a fost o jertfă mare, foarte mare din partea bisericii. Și spunea unii dintre frate, zice, se murdărește la balcon, se murdărește acolo. Zic, e bine când se murdărește, fie probleme dacă nu se murdărește. Și am citit o întâmplare, ceea ce spunea un inginer constructor în America, spunea că după ce a terminat școala s-a dus undeva într-un oraș și a lucrat acolo într-un oraș, într-o parte a unui oraș, care se construie acum de nou. Și acolo era o biserică foarte frumoasă, a deschis o biserică frumoasă. Și spuneam, m-am dus acolo la biserică. La un moment dat m-am înscris ca și membru și la un moment dat s-a anunțat că va fi adunarea generală a bisericii. Și ce am participat și care a fost subiectul? Dacă facem sau nu facem evanghelizare. Dacă facem sau nu facem evanghelizare. Și concluzia a fost următoarea. După ce s-a discutat și paradiscutat cu poziții pro și poziții contra, s-a hotărât prin vot să nu se facă evanghelizare. Motivul, biserica este nouă și nu vrem să fie murdărită. Și spune, acolo erau șantiere întregi, oameni care aveau nevoie să audă Evanghelia. Era un moment și un prilej nimerit pentru evanghelizare. Spunea acel om, zice, am plecat de acolo, după 30 de ani, m-am întors înapoi în acel oraș și m-am dus să văd ce s-a întâmplat cu biserica respectivă. Eram curios. Pentru că în urmă cu 30 de ani era o biserică nouă, frumoasă, o biserică care refuza să facă evanghelizare. Și am rămas șocat. Spunea, pe biserica respectivă nu mai scria biserică, scria fast food. Adică biserica a fost transformată în altceva. Este nevoie de oamenii care să aibă pe inimă lucrarea lui Dumnezeu, să mărturisească altora, să mărturisim lângă noi și să mergem pe câmpul de misiune.
Dar vrem să aruncăm rejile pentru pescuire. Dragii mei, să știți că mai este de pescuit în orașele noastre. Avem un proiect frumos și apreciez mult și mă bucur mult pentru că la prima întâlnire a Consiliului Bisericesc de anul acesta, Consiliul Bisericesc, așa cum spunea și fratele președinte, și-a asumat proiectul acesta de a planta biserici în orașele României și comunele cu peste 10.000 de locuitori. Dacă Domnul ne ajută, o să avem întâlniri cu toate conducerile comunităților și încercăm să punem pe picioare acest proiect cu ajutorul lui Dumnezeu. Avem pe inimă, dar vreau să vă spun că una este să pescuiești, să pescuiești unde s-a mai pescuit și alta este să pescuiești unde sunt bancurile de pești, unde este o mulțime de pești. Câmpurile acestea de misiune ne oferă posibilitatea să mergem prin misionarii noștri, să mergem acolo unde sunt bancurile de pești. Pentru că una este să fugi după un pește, mă duc așa la extremă cu gândul meu, și alta este să arunci plasa pentru pescuire, să arunci năvodul acolo unde sunt bancuri de pești. Unde vin tinerii noștri, că e zonă sub influență islamică, hindusă, acolo sunt bancuri de pești. Trebuie să mergem la adânc și să credem ce a spus Domnul Iisus, adică să aruncăm mreaja și zic, Doamne ajută-ne. Mă duc la cel de-al doilea gând, susținerea misionarului. Și aici vreau să mă opresc la trei lucruri esențiale. Le consider importante pentru păstor și pentru misionar. Și am ales un pasaj din Biblie. Sunt cuvintele Domnului Iisus din Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetul 35 la 36. Apoi le-am mai zis, când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? De nimic i-au răspuns ei. Și el le-a zis, acum dimpotrivă, cine are o pungă, s-o ia. Cine are o traisă, de asemenea, s-o ia. Și cine n-are sabie, să-și vândă haina și să-și cumpere sabie. Sunt trei lucruri esențiale. Domnul Iisus Hristos spunea, atunci când v-am trimis fără pungă, fără traisă și n-ați dus lipsă de nimic. Acum, dimpotrivă, cine are pungă, s-o ia, traisa să fie luată și să-și ia sabie. Fiecare om să aibă sabie. Eu cred că sunt trei lucruri esențiale pentru păstor și pentru misionar. Adică, este importantă punga păstorului, dar este importantă și punga misionarului. Și aici mă refer la leafa lună de lună. Adică la salariu și la plata lună de lună. Apoi, traista înseamnă pregătire pentru drum lung. Și sabia este cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie de sabie și unul și celălalt. Punga slujitorului și punga misionarului. Place versetele acelea din Scriptură, din Cartea Hagai, capitolul 1, versetul 6 la 9, spunea prorocul în felul următor, semănați mult și strângeți puțin, mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoli setea, vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune în pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa, eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Vă așteptați la mult și că ați avut puțin. I-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștilor, din pricina casei mele care stă dărâmată, pe fiecare din voi aleargă pentru casa lui. În lumea occidentală și în lumea capitalistă, există tendința aceasta în mișcările creștine, adică alergarea după casa noastră. A alerga pentru noi și se neglijează biserica și se neglijează misiunea. Dacă vrem punga să nu fie spartă și să fie binecuvântare, și mă adresez fraților păstori, trebuie din punga noastră să zidim casa lui Dumnezeu. Știți cum spunea Apostolul Pavel? Și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui pe mine însumi pentru sufletele voastre. Trebuie să ne dăm exemplu în privința aceasta. Prin 94-95, am predicat pentru prima dată despre zeciuială la biserică. Am pregătit trei predici, un ciclu de trei predici despre zeciuială. Eram la demisolul bisericii și după ce am terminat ciclul acesta, ceea ce n-am făcut niciodată, până atunci am spus, după ce am ascultat cuvântul lui Dumnezeu la trei întâlniri despre zeciuială, câți sunt gata să dea zeciuială? Și au ridicat mâna 12 persoane. Am pledat numărul celor care dau zeciuială,
mă fac refer la biserica din Aleș, s-a înmulțit, a crescut. Eu la un moment dat eram în construcție cu biserica, am pus tot, mi-am pus viața, mi-am pus casa, mi-am pus mașina, totul am pus în lucrarea aceea. A fost unul din obiectivele mele care le-am avut pe inimă. Am considerat ca o mare împlinire momentul când am reușit în 5 ianuarie 97 să deschidem biserica după o muncă de mai bine de 6 ani de zile și cu mari, mari greutăți, pentru că am fost o mânuță de oameni. Dar mi-aduc aminte că cineva s-a pus plicuri acolo la ieșire, s-a dus la plicul meu. Zice, vreau să văd plicul păstorului. Dar eu am dat totul, eu nu mai aveam ce să dau. Eu mi-am pus mașina, eu mi-am pus banii, am dat totul. Și atunci am zis, trebuie să schimb. Dacă trebuie să mă duc undeva cu casierul, am spus, uite, mă duc, am nevoie de bani și trebuie să dau zeciuială acolo. Biserica se uită la noi, se uită la păstor, să vadă cum face păstorul. Vreau să vă spun că se uită și dacă punem bani când se face colecta. Și o spun din experiență. Sunt foarte atent, soția cunoaște foarte bine, când mă duc la biserică, totdeauna îmi pregătesc banii pentru colectă. Stând acolo în față, totdeauna ochii bisericii sunt ațintiți spre mine, să uită, să vadă, pun la colectă. Vreau să vă spun că în ceea ce privește susținerea lucrării lui Dumnezeu în biserică și în misiune, primii care trebuie să dea exemplu să fie și trebuie să fie păstorii. Apoi, spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, în capitolul 12, nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți și dați milostenii, faceți-vă roși de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în cerul, unde nu se apropie hoțul și unde nu le roade molia. Și vreau să vă spun că atunci noi facem cu bucurie, când ne dăm pe noi exemplu pentru lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne binecuvintează. Și banii care sunt pentru lucrare, să știi că nu sunt ai noștri. Eu am trăit o experiență cu fratele Sandu Marin, el a scris și în carte treaba asta. El a construit o biserică la Tecuci. Bineînțeles că a fost o situație nefericită la ceea ce se întâmplă acum în Tecuci. Dar biserica aceea a fost construită cu sprijinul multor biserici. El a venit la noi la biserică la Aleș și a spus ce vreau să-mi faceți colectă. Eu am venit la voi când alți păstori nu veneau, că era în timpul regimului comunist. Eu am venit și am fost alături să faceți colectă. Și am spus, nu putem să-ți facem, frate. Noi avem construcție, nu știu cum să adun banii. Ce nu trebuie să-mi faci colectă. Și a insistat. Și am zis, lasă moșule că-ți fac eu figura. Zic, îți fac colectă, el a venit de sărbători, îți fac colectă în ziua de anul nou dimineața. Eu știam că în ziua de anul nou dimineața noi făceam program până după ora 12, vin mai puțin la biserică și am spus, o să facem o colectă așa ca să mă scap de gura lui. Și așa am făcut. La biserică au fost mai puțin și am făcut colectă și când am făcut colectă s-a adunat mai mult decât de 10 ori ca la o colectă obișnuită și s-a adunat și o sumă foarte mare de valută. Eu am rămas uluit, eram supărat. Și bătrânul mi-a spus, zice, nu te supăra, zice, ăștia-s banii pentru mine, zice. Ăștia nu-s banii tăi, zice-s banii mei. Vreau să vă spun că același lucru pot să-l spun și în lucrarea de misiune. Și o spun din experiența altor păstori care mi-au mărturisit, care au spus, frate, în momentul în care am început să susțin lucrarea de misiune, Dumnezeu ne-a binecuvântat biserica. Au crescut fondurile pentru biserică. Pentru că oamenii care dau pentru misiune, oamenii aceștia dau și pentru biserică. Cine nu dă pentru misiune, nu dă nici pentru biserică. Cine nu dă pentru biserică, nu dă nici pentru misiune. Și de aceea, haideți să fim exemplu și să ne facem rost de punga aceea care nu se învechește. Este punga din care se dă cu bucurie. Eu mă simt confortabil să vorbesc despre susținerea misionarilor. Nu mă simt confortabil să vorbesc despre susținerea mea. Niciodată nu mă simt confortabil, de exemplu, dacă se discută despre salariul meu și nu știu care păstor s-a simțit confortabil să stai la discuție acolo să-ți negocieze comitetul salariul. Dar mă simt foarte confortabil să vorbesc despre susținerea păstorului. Și nu este ușor să vorbim pentru alții. Și asta o spun din experiență. Am vorbit pentru alții și am vorbit pentru păstori și am vorbit pentru misionari și Dumnezeu mi-a purtat de grijă și mie. Dumnezeu mi-a purtat de grijă și mie. Mă grăbesc cu gândurile mele, mă duc la traista slujitorului. Traista, v-am spus, înseamnă pregătire pentru drum, înseamnă cale lungă. Noi, cred că și agenția și-a schimbat puțin optica. În urmă cu câțiva ani de zile, la întâlnire Romiscon, se spunea, nu încurajăm misiunile pe termen scurt. Vă aduceți aminte, cred că. Eu de la voi mi-aduc aminte că ceea ce spunea Vasilica e un mare adevăr. Eu am învățat misiune de la voi aici, împreună cu voi.
Dar acum susținem misiunea și pe termen scurt și pe termen lung. Dar ținta noastră, de fapt, este misionar pe termen lung. Și pregătire pentru lucrarea aceasta pe termen lung înseamnă traistă. Eram copil și mi-aduc aminte când se pleca la oraș din sat, marea majoritate a familiilor, a persoanelor care mergeau după cumpărături, mergeau cu traista în spate. Nu știu câți vă mai aduceți aminte de traista cu care se mergea la cumpărături. Acum cred că e ceva chiar interesant să meargă cineva cu traista în spate. Dar era traista pentru merinde, era traista pentru lucruri, era traista pentru drum lung. Dragii mei, misionarii trebuie să aibă asigurată, să fie asigurat salariul lor, să-și poată lua banii, să fie asigurată fiecare lună. Nu vă dau exemplu cu nume, dar este unul dintre cei 59 de misionari. M-am întâlnit în urmă cu ceva vreme cu el și l-am întrebat ce faci. Și mi-a spus, ce frate, ce am venit la biserică să vorbesc cu biserica pentru că nu mai am susținere financiară. Sunt pe minus, agenția m-a susținut o lună, două și sunt pe minus. Și am spus, dar ce biserici susțin? Și mi-a spus ce biserici. Și mi-am notat, o biserică schimbă scaunele și a spus că nu mai poate să ajute misionarul. O altă biserică își renovează exteriorul. O biserică și-a cumpărat o proprietate nouă. Altă biserică și-a schimbat mocheta. Frații mei, lucrarea înseamnă lucrare pe termen lung. Mie mi-ar fi greu să slujesc dacă nu lună de lună mi-aș lua salarul și mi-ar fi greu să știu că biserica sau comunitatea nu mai este alături de mine pentru tot mandatul. Mi-ar fi greu. Haideți să fim alături de misionari. Lucrarea aceasta este o lucrare pe termen lung. Și apoi, sabia slujitorului. Dacă păstorul are nevoie de sabie, vreau să vă spun că are nevoie de sabie și misionarul. Sabia e mai importantă ca și haina. Cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Cu haina se identifică omul. În cartea Deuteronom, atunci când haina era luată zălog, în Deuteronom, capitolul 24, versetul 13, să îl dea înapoi la apusul soarelui ca să se culce în haina lui și să te binecuvinteze. Și lucrul acesta ți se va socoti ca un lucru bun înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Deci atunci când cuiva era luată haina ca zăloc, spunea, seara să-i o dai înapoi să se culce pe haina lui. Omul se identifica cu haina. Și vine Domnul Iisus Hristos și spune, sabia este mai importantă decât haina. Și sabia este sabia Duhului Sfânt, este cuvântul lui Dumnezeu. În Evanghelia după Matei, capitolul 4, dialogul Domnului Iisus cu diavolul. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Adică, cuvântul lui Dumnezeu este mai important decât pâinea cea de toate zilele. Și eu cred lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu mai important decât pâinea cea de toate zilele. Apoi, în Evanghelia după Matei, capitolul 8, când sutașul are un rob bolnav, Domnul Iisus este gata să vină la el. Spune, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, zi doar un cuvânt. Un cuvânt din partea Domnului are puteri de vindecare. Dar îmi place versetul din Efeseni, capitolul 6. Luați și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Păstorul și misionarul au nevoie de sabia Duhului. Mă rog Domnului ca Dumnezeu să binecuvinteze toți păstorii, dar Dumnezeu să binecuvinteze și misionarii. Și când merg în lucrarea aceasta, au nevoie de sabia Duhului Sfânt. Au nevoie de însoțirea lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu. De aceea, pentru lucrarea de misiune, pentru susținere, este nevoie de pungă, este nevoie de traistă și este nevoie de sabie. Domnul să ne binecuvinteze și cu pungă, care nu se învechește, să ne binecuvinteze și pentru lucrarea pe termen lung și să ne binecuvinteze cu cuvântul său. Și închei gândurile acestea, ce am spus eu, un loc de concluzie, este cel de-al patrulea. În loc de concluzie, vreau să vă spun două lucruri care eu le-am evitat sau care nu mi le-am dorit. Eu nu mi-am dorit să fac lucrarea de evangelizare. Mă refer să ajung într-o zonă unde nu sunt biserici. Eu m-am întors la Dumnezeu când eram elev și am ajuns la facultate. Și când am ajuns la facultate, am citit despre un om al lui Dumnezeu care își scria rugăciunile pe hârtie. Și mă apropiam de să finalizez cu școala și știam că se face repartiție. Atunci se făcea repartiție ministerială, te trimitea unde avea nevoie, adică în funcție de medie, în funcție de buletin, dacă aveai buletin de oraș, așa mai departe. Și eu mă rugam și spuneam, Doamne, nu îngădui să ajung undeva unde nu sunt biserici. Eu eram în dragostea aceea din tâi, plin de pasiune pentru Domnul, eu îmi doream să ajung unde sunt frați,
La un moment dat eu am fost dezamăgit și m-am rugat lui Dumnezeu și am spus: Doamne, oare n-ai greșit când m-ai trimis la Lești? Că acolo era o mânuță de frați, de vreo 30 de frați, care se adunau în ilegalitate, fără autorizație. Și nu mi-am dorit să ajung în sudul țării. Și vreau să vă spun că de data asta lucrurile s-au schimbat. Ceea ce altădată nu mi-am dorit, astăzi îmi doresc din toată inima să se realizeze. Ca cu ajutorul lui Dumnezeu, împreună cu conducerea cultului pentecostal, să ne implicăm și să plantăm cele 100 de biserici în zone unde nu sunt biserici, în localitățile unde nu sunt biserici. Eu nu mi-am dorit atunci, astăzi îmi doresc. Și apoi nu mi-am dorit să mă duc la samaritenii noștri. La noi în sat n-a fost niciun țigan. Și când am ajuns la Alești, am rămas surprins, acolo este o comunitate mare de țigani. Și am avut așa o rezervă față de ei, față de țigani, și n-am vrut să mă implic în... Am avut experiențe interesante cu ei și n-am vrut să mă implic în lucrarea lor. Vreau să vă spun că acolo, eu, cu ajutorul Domnului, Domnul mi-a pus pe inimă și am gândit un proiect. Le-am construit o biserică, le-am construit o grădiniță și le-am construit o școală, clasele 1-4. Biserica astăzi are peste 250 de membri botezați. Miercurea viitoare, dacă va fi cu voia lui Dumnezeu, vom avea o lucrare, va fi împreună cu noi și fratele Ian Hall, împreună cu soția dânsului, vom avea prima ordinare din comunitatea lor, vom ordina doi diaconi din comunitatea lor. Eu nu i-am dorit pe samariteni aceștia, dar știți cum spune evanghelistul? Iisus trebuia să treacă prin Samaria și a trebuit să mă duc la ei și m-am dus la ei și acum mă duc cu bucurie. Așa lucrează Dumnezeu. Și vin la propunere. Propunerea, e frumos să fim la conferință, aș vrea să vă spun că toți cei care suntem aici, eu cred că suntem mai mult, mult mai motivați pentru lucrarea lui Dumnezeu, dar propunerea care o fac este următoarea. Dacă Domnul ne ajută cu viață și frate Ghiță, fraților care sunteți în comitetul executiv al agenției, țineți minte lucrul acesta, că se poate. Haideți să facem următorul lucru pentru următoarea întâlnire Romiscon, dacă Dumnezeu ne ține cu viață și sănătate. Fiecare păstor de aici să mai aducă cu el cel puțin 3 păstori. Fiecare păstor să mai aducă cu el cel puțin 3 păstori. Și eu vă spun, nu e lucru greu. Mai trebuie să facem puțin, puțin. Fiecare păstor. Pentru că dacă aducem păstori aici, nu trebuie să facem altceva. Să spunem și noi, numai cum a spus ucenicii Domnului, vino și vezi. Și după ce vin și văd și ascultă pe misionari și ne rugăm pentru lumea musulmană și ne rugăm pentru lumea hindusă și ne rugăm pentru refugiați și pentru toate astea, vă spun, e suficient. Fiecare păstor să aducă 3 păstori. Și fiecare participant, începând cu misionarii, să cheme măcar un păstor. De exemplu, sunt misionari aici ca sunt susținuți de 4-5 biserici. Măcar un păstor, că nu cred că un sector de biserici, sunt din sectoare diferite bisericile care susțin misionarii. Fiecare misionar să-și aducă măcar unul dintre păstorii care lună de lună trimit bănuțul acela pentru susținerea lui. Și vreau să vă spun că în felul acesta vom ajunge să împlinim acest vis. Că noi avem un vis, dar un vis frumos, după voia lui Dumnezeu. Vom ajunge să împlinim acel vis, adică în 2022, când sărbătorim centenarul cultului, 100 de ani de la înființarea primei biserici pentecostale, 10 septembrie 1922, și apoi în 2022, cu voia lui Dumnezeu, ca să avem plantate cele 100 de biserici și să avem cei 200 de misionari trimiși pe termen lung. Zic din toată inima, Dumnezeu să ne ajute. Amin. L-am urmărit împreună pe pastorul Nelu Moldovan, susținând seminarul Rolul păstorului în mobilizarea, trimiterea și susținerea misionarilor pe câmpul de misiune. În speranța că emisiunile noastre vă fac plăcere, vă aștept și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, să ne urmăriți. Și nu uitați, vestea bună este bună doar dacă sosește la timp.